Bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Ecleziast. În 8 septembrie, creștinii prăznuiesc nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, așa cum mai este cunoscută în popor, spre deosebire de adormirea Maicii Domnului, care poartă denumirea de Sfânta Maria Mare. Este prima sărbătoare cu cruce roșie din noul an bisericesc, an care a început pe 1 septembrie și cea mai mare sărbătoare a toamnei. De altfel, sfârșitul anului bisericesc, ca și începutul lui, se află sub ocrotirea și binecuvântarea Sfintei Fecioare Maria. Adormirea Maicii Domnului în 15 august și nașterea Maicii Domnului în 8 septembrie. Sfinții părinți au rânduit ca această sărbătoare să fie prăznuită pe 8 septembrie, pentru că 8 este cifra veșniciei, a vieții ce continuă dincolo de moarte, și pentru ca noi să urmăm pildei vieții Maicii Domnului, născătoarea Fiului lui Dumnezeu, cel veșnic. Arhanghelul Gavril aduce lumină în această taină prin cuvintele: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Astfel, Fecioara Maria devine ființa creată cea mai apropiată de Sfânta Treime. Important este să reținem că actul întrupării este unul de conlucrare. Fără acordul Maicii Domnului, întruparea Domnului nu s-ar fi realizat. Momentul zămislirii este acela când Fecioara acceptă cele spuse de înger și spune: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Așadar, Dumnezeu nu se face om fără acordul Fecioarei Maria, care, prin lucrarea Sfântului Duh, a dat trup Fiului lui Dumnezeu. Din acest motiv, Sfânta Fecioară Maria se bucură în biserica noastră și în inimile credincioșilor de un cult deosebit, de o preamărire și supravenerare, fiind socotită mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, adică decât toți îngerii. Deși se bucură de o astfel de cinstire, toată viața sa a stat sub semnul discreției, a smereniei. Astfel, Fecioara Maria stă în centrul vieții de evlavie a bisericii, atât a celei personale, cât și comunitare. Stă, de asemenea, și în însuși centrul credințelor dogmatice ale bisericii, ca parte inseparabilă a credinței creștine că Dumnezeu s-a făcut om. Aceste două centre ale bisericii, viața sa de rugăciune și credințele ei dogmatice, sunt absolut inseparabile în creștinismul ortodox. Din acest motiv, icoana Fecioarei Maria împodobește orice biserică și orice casă și ea este pomenită la toate slujbele și la fiecare dintre ele. Preasfânta Fecioară nu e niciodată separată de Fiul Său și niciodată separată de credincioșii din biserică. Ea e slava bisericii, reprezentantul ei cel mai de seamă între cei mântuiți, cea mai sfântă dintre toți sfinții, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră a tuturor. Unindu-se firea dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos cu firea lui omenească, luată din Fecioara Maria prin lucrarea Duhului Sfânt, se săvârșește unirea omului cu Dumnezeu și prin aceasta se sfințește și se îndumnezeiește firea omenească. Nici îngerii din ceruri nu au putut înțelege modul în care Dumnezeu cel veșnic devine om în timp și Dumnezeu cel necuprins devine cuprins în umanitatea pe care și-o împropriază. Maica Domnului s-a născut din părinții Ioachim și Ana, înaintați în vârstă, ca rod al rugăciunii lor. Ioachim provenea din casa lui David și Ana din cea lui Aaron, așadar erau de neam împărătesc și preoțesc. Dar acest lucru nu le aducea bucurie, pentru că în trecut, cei care erau lipsiți de copii erau socotiți ca fiind lipsiți de binecuvântarea dumnezeiască. Și din acest motiv erau ocărâți de oameni. Sinaxarul zilei ne spune că ei erau drepți înaintea lui Dumnezeu și la fiecare sărbătoare luau două părți din câștigul lor, o parte o dădeau săracilor, iar pe cealaltă o dădeau lui Dumnezeu. Odată, pe când erau deja bătrâni și erau în Ierusalim să jertfească Domnului, marele preot Isahar l-a mustrat pe Ioachim: De ce aduci darul înaintea mea? Oare nu știi că nevrednic ești să aduci cu noi darul de vreme ce nu ai lăsat seminție în Israel? Și a plecat Ioachim foarte întristat, rușinat și defăimat de la praznicul acela. Și de mâhnire nu s-a întors la casa sa, ci s-a dus în pustie și s-a rugat lui Dumnezeu 40 de zile și striga către Dumnezeu cu lacrimi ca să-i dea rod pântecele. Asemenea și Ana, în casa și în grădina ei, se ruga lui Dumnezeu.
și i-a auzit Domnul pe ei și a trimis pe îngerul său, binevestindu-le lor nașterea Maicii Domnului, care a și fost spre mântuirea a tot neamul omenesc. Ana a rămas deci însărcinată, iar peste 9 luni a născut-o pe Sfânta Fecioară Maria. Zămislirea Maicii Domnului este prăznuită de biserică în 9 decembrie, iar nașterea Maicii Domnului, după cum știm, pe 8 septembrie. Amintim că părinții Ioachim și Ana făgăduiseră lui Dumnezeu că dacă vor avea un copil, îl vor închina Domnului. Din acest motiv, la vârsta de 3 ani, Ioachim și Ana au dus-o pe Sfânta Fecioară la templu și au închinat-o slujirii lui Dumnezeu, încredințând-o preotului Zaharia. Atunci, după ce părinții ei au adus sacrificii Domnului, după obiceiul vremii, au lăsat-o împreună cu celelalte fecioare în camerele templului să crească acolo. Iar în acest templu, Maica Domnului se va pregăti să devină templu viu, adică cea din care Hristos va lua firea omenească pentru a o îndumnezei. Biserica prăznuiește intrarea în Biserica Maicii Domnului în 21 noiembrie. În următorii 7 ani, dreapta Ana și Ioachim au vizitat-o adesea pe Maria la templu până la moartea lor. Aceasta a rămas orfană la vârsta de 10 ani. Sfântul Ioachim a trăit 80 de ani, iar Ana 79 de ani. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este prăznuită și la copții egipteni și la iacobiții sirieni, despărțiți de Biserica Ortodoxă după sinodul al IV-lea ecumenic. Ținând seama de acest lucru, putem spune că sărbătoarea nașterii Maicii Domnului s-a statornicit între sinodul al III-lea ecumenic din 431 și sinodul al IV-lea ecumenic din 451. Importanța cinstirii Maicii Domnului în țara noastră se regăsește și în numărul foarte mare de biserici care îi poartă numele și în cel mai mult de 2,2 milioane de persoane care cu această ocazie își sărbătoresc onomastica. În omilia intitulată Cuvânt la Mântuitoarea Naștere a Fecioarei Maria, Sfântul Grigorie Palama adresează un îndemn întregului neam creștinesc, deci și nouă, spre virtute, pentru ca fiecare să ofere Maicii Domnului ca dar de naștere lucrarea virtuților și binefacerile lor, pentru ca nimeni să nu fie sterb și neroditor la suflet, nimeni să nu fie lipsit de iubirea și de primirea seminței duhovnicești, ci să primească înflăcărat sămânța cerească, verbul mântuitor, iar prin puterile proprii să-l transpună în faptă, într-un rod ceresc și plăcut lui Dumnezeu. Toți creștinii trebuie să-și arate credința în Iisus Hristos prin fapte, nu doar cu vorba, potrivit cuvântului Sfintei Scripturi. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu, cel din ceruri. Și nimeni care pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu.